Cursurile vor fi suspendate în funcție de numărul infectărilor din fiecare clasă, ne spune mai multe însă chiar acum colega mea, Mădălina Samuilă. Mădălina, te ascult, bun găsit! Bună ziua, Alina, bună ziua, doamnelor și domnilor. Da, ordinul comun semnat între Ministerele Educației și Sănătății va fi astăzi adoptat în ședința de guvern, publicat în cel mai scurt timp în Monitorul Oficial, așa cum spuneai și tu, o serie de reguli pe care le vor respecta copiii și părinții și în școli, începând de luni, pentru că acestea rămân deschise. În primul rând, în aceste zile vor fi autorizate testele salivare ce vor fi folosite de către Agenția Medicamentului. Ministerul Sănătății deja a trimis această solicitare. Aceste teste ar putea fi făcute copiilor de două ori pe săptămână, chiar și acasă, pentru că nu va mai fi nevoie, de fapt, de acel acord scris al părintelui pentru ca copiii să fie testați. Dacă vorbim de închiderea școlii, ei bine, această decizie nu va mai fi la nivel național, cum știm că s-a întâmplat anul trecut, ci va fi descentralizat. Ce înseamnă asta mai exact? Fiecare școală va decide, în urma anchetei epidemiologice și a numărului de cazuri care vor apărea acolo, când va fi închisă. Și vă dau un exemplu. Într-o clasă, de exemplu, într-o școală, de exemplu, care are 40 de clase, dacă vom avea de săptămâna viitoare 20 de cazuri, aceasta va fi închisă. La fel se va întâmpla și într-o școală cu 10 clase. Dacă avem 5 cazuri, școala va urma să fie închisă. Dacă într-o singură clasă apare un caz de COVID, clasa va trece în online și se va face de asemenea o anchetă epidemiologică pentru a se stabili contactii direcția acelui copil și în funcție de rezultatul anchetei epidemiologice se va lua deciderea trecerii în online și a celorlalte clase. Ministrul Educației sublinia importanța respectării măsurilor de protecție în școli în continuare și vorbea despre o intensificare a controalelor și de asemenea despre importanța vaccinării care trebuie să fie accelerată în următoarea perioadă. Regula de bază este cât se poate de clară. La apariția unui caz confirmat într-o clasă, într-o grupă, se suspendă prezența fizică în acea clasă, în acea grupă. Aceasta este regula de bază care se va aplica peste tot cât se poate de clar. În momentul de față, DSP, în urma anchetei epidemiologice, este obligată să stabilească acei contacti direcți. Dacă sunt găsiți contacti direcți ai cazului confirmat într-o anumită clasă și la nivelul altor clase vecine cu care a interacționat acel elev, se va suspenda activitatea cu prezență fizică și în acele clase. Cu titlu, de exemplu, dacă într-o școală va apărea un număr de cazuri egal cu jumătate sau mai mult din numărul de clase, să se ia decizia automat de suspendare a prezenței fizice la nivelul școlii, fără să mai fie nevoie de anchetă epidemiologică. Agenția Națională a Medicamentelor va lua în considerare și nevoia de administrare facilă, chiar de autoadministrare. Am văzut foarte bine în state europene copii de vârstă mică ce își autoadministrează acele teste.